Vladimir Vitiuc, fost deputat și al PCRM și al PD și care în 2020 a aderat la Partidul Șor, ar putea ocupa iar un loc în Parlament. Comisia Electorală Centrală a decis astăzi să propună Curții Constituționale validarea mandatului pe numele lui Vitiuc. Se întâmplă în situația în care Înalta Curte examinează a treia zi consecutiv sesizarea Guvernului privind declararea Partidului Șor în afara legii. Se propune Curții Constituționale de a invalida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova domnului Vitiuc Vladimir, candidat supleant pe lista Partidului Politic Șor. Și punctul 3, prezenta hotărârii, intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestat în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală. Pentru au votat 6 membri ai Comisiei Electorale Centrale. Împotriva a fost Lilian Ienciu. 6 voturi pro, împotrivă, un vot împotrivă. Partidul Șor are un fotoliu liber de deputat după ce pe 27 aprilie Ilan Șor a fost lipsit de mandat. Decizia Parlamentului a fost luată ca urmare a condamnării politicianului la 15 ani de închisoare, fiind recunoscut vinovat în dosarul frauda bancară. Vladimir Vitiuc a fost deputat al Partidului Comuniștilor, dar în decembrie 2015 el a părăsit formațiunea alături de 13 deputați. Ulterior, grupul celor 14 a format Platforma Parlamentară pentru Moldova și s-a aliat deputaților PD, controlat de Vladimir Plahotniuc. Fiind acuzați că au primit bani pentru a părăsi PCRM, cei 14 deputați au fost cercetați penal. În ianuarie curent, dosarul a fost clasat.